Pentru a beneficia în totalitate de ajutorul de încălzire, târgujienii sunt așteptați până pe data de 20 noiembrie să depună cererile. Dacă aceștia depășesc data limită, ajutorul este acordat începând cu luna decembrie. În prezent, 2154 de gorjeni au solicitat acest ajutor, un număr mult mai mic decât în anii precedenți. Data de 20 noiembrie este termenul limită până la care, dacă cetățenii din municipiul nostru depun cererile pentru obținerea ajutorului de încălzire, pot să beneficieze de ajutor pentru întreg sezonul rece, adică noiembrie-martie. Cererile se pot depune și după această dată, dar se pierde luna noiembrie sau pe tot parcursul sezonului rece, dacă cineva se încadrează în această perioadă și știm cu toții că anterior datei de depunere a cererii nu vor primi ajutoare pentru încălzirea locuinței. Reprezentanții primăriei au găsit și explicații pentru numărul mic de solicitări. Explicație pe care am găsit-o noi este faptul că în această perioadă, deci de când lucrăm pe tranșele pe care lucrăm, adică din 2011, limita maximă de 615 nu s-a modificat, în schimb salariul minim pe economie a crescut progresiv din acea perioadă. Pentru încălzirea locuinței cu lemne, energie electrică și gaze naturale pot beneficia de sprijin bănesc familiile și persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei pe membru de familie.